Există artiști români, încă există din fericire, care deși preferă să rămână în umbră când vine vorba de licitații, monumente și fală, au cu adevărat creații ce continuă linia Marelui Brâncuș. De ani de zile îmi doream să stau de vorbă cu Marian și Victoria Zidaru, dar așa cum lucrurile sunt rânduite de bunul Dumnezeu, trebuia să se întâmple acum. Am intrat cu emoție și pioșenie în atelierul artistului plastic desăvârșit, creatorul îngerilor, tronurilor și al voievozilor români. Ne aflăm într-o perioadă specială anului, Festivalul George Enescu, care coincide și cu un alt eveniment, zic eu, important în viața culturală românească, ateliere deschise. Este printre puținele posibilități ale omului obișnuit să intre într-un atelier al unui creator. Dumneavoastră participați de ceva timp la acest eveniment, sunteți deschis către public și publicul are, așa cum spuneam, posibilitatea să vadă o mică parte dintre lucrările dumneavoastră din ultimele 4 decenii și jumătate. V-aș propune să discutăm despre începuturi. Ați terminat Facultatea de Arte la începutul anilor 80, o perioadă destul de cenușie, zic eu, pentru români apăsătoare. Ați trecut probabil printr-o perioadă de căutări, dar imediat v-ați îndreptat către stilul inconfundabil și către semnătura de acum. Puteți să ne vorbiți despre acea perioadă, zic eu, închistată, cenușie, în care arta probabil era undeva aruncată către realismul socialist. Bine, arta e aruncată și acum, nu este, a zice, o foarte mare diferență. Sigur, e ceva mai bine, dar în perioada aceea viața de atelier era absolut privată, nimeni nu se băga peste ceea ce facem noi în atelier. Problemele începeau în momentul în care scoteai afară din atelier lucruri incomode. Și atunci se atrăgea atenția într-un mod politicos că poți să creezi probleme și nimeni n-are chef de complicații, așa că du lucrarea asta la atelier și adu alta. Cam asta era dialogul între supervisor și creator. Între timp, deci din 81 până acum, am schimbat, cred că vreo 10 ateliere. Asta era marea problemă a anilor 80. Lipsa unui atelier corespunzător. Exact, și se demola continuu. Sigur că după terminarea facultății nu primeai automat un atelier de la Uniune sau nu toți artiștii aveau posibilități materiale și proprietăți unde să-și facă un atelier. Și atunci eu am început cu un atelier în Alexandru Sahia, actual Calderon, la un pensionar ungur, farmacist, Moș Bodi, ziceam noi, care își închiria o casă superbă numai la artiști. Probabil avea un aranjament cu miliția ca să-și păstreze proprietatea în felul ăsta. Apoi am avut alt atelier lângă Hala Traian, apoi pe strada Căuzaș, veneau demolările după noi și am poposit până la urmă în strada Academiei, unde am primit un atelier de la Uniune, deși nu eram membru de Uniune. Am primit un atelier de vreo 27 de metri pătrați, foarte mic, dar stabil. Și acolo am stat până prin 90, 97, 98. După care am hotărât să căutăm un spațiu aici la combinat, pentru că după anul 2000 nu se mai putea face sculptură în zonă. Știți foarte bine motivele, mașini parcate una peste alta, boschetare, aurolaci, bețivi, tot ce vrei și ce nu vrei era în curtea noastră acolo. Era o curte interioară în spatele restaurantului Trocadero. Plus că nu puteai să faci zgomot și atunci, găsind în acest loc două spații, am investit în realizarea unor ateliere de mari dimensiuni. Ne săturasem de 27 de metri pătrați. Să zicem că în Academie ajunsesem pe la 80 de metri pătrați în cele din urmă, pentru că prin bunăvoința funcționarilor de la primărie am mai primit un spațiu alături, o cameră de vreo 60 de metri pătrați. Dar cu toate astea nu puteam să facem sculptură la un nivel profesionist. Și atunci am investit în două spații la combinat, unul de 150 de metri pătrați, altul de 120 de metri pătrați. Totul s-a făcut pe cheltuiala noastră, dar cel puțin aici putem să
lucrăm la dimensiune, putem intra cu mașini de tonaj, putem transporta lucrări la diverse expoziții fără să mai mutăm mașinile cu ranga, cum făceam în Academie. În afară de aceste două ateliere, am mai investit în două ateliere la Suceava, pe proprietatea Victoriei, pe proprietatea soției. Atelierele de suflet, de fapt, pe care le pregătim pentru, nu știu cum să-i zic, pentru bătrânețe, pentru vârsta a treia. Vrem să ne retragem acolo și să ne trăim în liniște ultima perioadă din viață, lucrând, bineînțeles, făcând sculptură în continuare. Problemele care erau în perioada comunistă se prelungesc și în ziua de astăzi. De fapt, dezamăgirea artistului nu constă în faptul că nu este o meserie care să-ți aducă foloase materiale așa bătând din palme. Nu este o meserie care să-ți creeze satisfacții instant. În afară de satisfacția creației, recunoașterea artistică nu vine. Nu vine când trebuie. Nu vine când trebuie sau nu vine niciodată, că suntem un popor care a știut să-și anihileze artiștii. Nu știu, asta probabil că se trage din sindromul Miorița, să dărâmăm ceea ce este bun, să distrugem ceea ce este valoros. Cam ăsta a fost principiul pe care a mers cultura românească. S-au stins din viață artiști mari, George Apostu, care eu cred că era de talia lui Brâncuș, Ovidiu Maitec, artiști de mare răsune, despre care nimeni nu mai știe nimic, nu sunt expuși nicăieri, în niciun muzeu. Și aceasta a fost problema înainte de 90 și rămâne în continuare. Totuși, dumneavoastră ați trecut dincolo de granița asta, adică ați devenit un artist consacrat. Mărturie în acest sens stau nenumărate premii și omagieri de tot felul. Ați reușit și prin, așa cum spuneam, prin propria putere și prin propria forță de exprimare să ajungeți la un alt nivel. Deci ați sărit cumva peste, să zicem, problemele uzuale ale unui sculptor care se chinuie. Sunteți recunoscut, cred că pe plan internațional, dar aș vrea să vorbim totuși de matricea românească. Dumneavoastră, cred că v-ați propus și eu asta simt, privind către lucrările dumneavoastră, ați reușit să vă adresați în primul și în primul rând românului. Și tot ceea ce faceți e o zestre pe care ați primit-o și o duceți mai departe. Mă înșel când spun acest lucru? Nu, aveți perfectă dreptate. Asta a fost și scopul în activitatea mea artistică. Tot ce mi-am dorit este să dezvolt pe considerente personale temele artei românești. Pentru că este foarte simplu să faci artă contemporană europeană, știu eu, privind la ce se întâmplă dincolo de granițele României spre vest, dar este mult mai complicat să faci artă contemporană din temele vechi ale artei, ale culturii populare românești. Asta este problema. Arta academică este dependentă de arta, de cultura populară. Așa cum arta italiană de astăzi este dependentă și complexată de Renaștere și de arta romană, așa și noi suntem dependenți de cultura populară. Acesta ar fi, de fapt, primul filon pe care vă sprijiniți creația, dar al doilea ar fi zona religioasă. Așa e, asta sunt toate au rădăcinile într-un singur loc. Pentru că ceea ce este cultură populară are, să zicem, conotații religioase foarte puternice, mai ales în ce privește creștinismul ortodox. Și problemele sociale pe care le tratăm de multe ori în lucrările noastre sunt problemele vechi de când lumea ale acestui neam. Suntem într-o situație, într-o zonă geografică fierbinte. Este un loc neutru pe care se bat toți. Adică am primit influențe, lovituri și de la răsărit, de la apus, și din sud, și din nord. Și atunci a trebuit să ne dezvoltăm un mod personal de comportament, o tipologie care ne deosebește de alte popoare, tocmai ca să putem rezista. Suntem frate cu compromisul, dar și cu sedentarismul geografic. Nu prea ne-am mișcat din locul ăsta, în ciuda problemelor istorice. Din păcate, secolul 21
Acam a rezolvat această problemă. În sfârșit, românul este și el emigrant, circulă de colo-colo și lucrul ăsta cred că este puțin periculos pentru spiritul românesc. Toată cultura românească s-a dezvoltat stând pe loc. Acesta este principiul pe care îl tratez acum de o bună bucată de timp. Pentru că însă sculptura este o formă de artă, arta contemplației, care se referă la obiecte statice, la obiecte nemișcate. Ele acumulează o energie spirituală intensă și privitorul se poate hrăni cu această energie doar prin contemplare. Ori acest principiu al contemplării a cam dispărut în secolul 21, pentru că tot ce se oferă din punct de vedere cultural este în mișcare. Se transmite o idee prin mișcare, film, reportaj TV sau știu, alte arte ale mișcării. Acum elementul video este la mare căutare, tot o artă a mișcării, iar contemplarea nu mai poate fi găsită decât în sculptură și arhitectură, hai să zicem în arta plastică în general și în arhitectură. Eu personal vreau să readuc în discuție acest fenomen al contemplării, pentru că nu poți găsi răspuns la o problemă care te frământă în 5 minute sau în 5 secunde, ci pur și simplu adunându-te în liniște și contemplând un obiect, contemplând un peisaj, o creație artistică. Ați reușit fără doar și poate să faceți cunoscut stilul dumneavoastră și orice lucrare a dumneavoastră cred că este recunoscută în orice colț al lumii ar fi. Probabil există o întrepătrundere, așa cum vorbea chiar Eliade, între sacru și profan în lucrările dumneavoastră, dar în ultima vreme văd că ați coborât cumva dinspre sacru către problemele sociale și problemele politice ale noastre, ale românilor. Este adevărat că în ultima perioadă, după Marea Expoziție, Îngeri, Tronuri și Voievozi, v-ați apleca mai mult asupra problemelor sociale și politice din România? În aparență așa este, dar ele sunt legate tot de problema religioasă, pentru că sunt consecința unor fapte prevăzute, de fapt, în Sfânta Scriptură. Și atunci, ceea ce se petrece azi este o ilustrare a ceea ce fusesem avertizați de acum 2000 de ani. Întotdeauna am întrepătruns elementul sacru cu cel profan, adică elementele pozitive cu cele negative, pentru că în lumea asta spirituală este foarte greu să alegi, nu știi unde este binele absolut și unde este răul absolut. Pentru că există o zonă de mistificare, o zonă de înșelare, pe care foarte puțini o remarcă și atunci este foarte ușor ca o acțiune politică, să zicem, în numele unui bine, să fie de fapt efectul răului. Și această problemă m-a interesat foarte tare. Am lucrat îngeri, îngeri albi și îngeri negri, îngeri în luptă cu șerpi sau aceste teme politice, să spunem, care au rădăcinile tot în zona religioasă. Una din lucrările cu care am început această perioadă a fost, are un titlu mai narrativ, Nu tot ce vine din cer este înger. Și lucrarea care prezintă România de mici dimensiuni, flancată de două bombe de mari dimensiuni, pe una scrie LAV și pe cealaltă Drujba. Una, bineînțeles, el a pus, alta este la răsărit, dar amândouă bombele au aceeași mamă, se trag din țeava de gaz, din șantajul cu energie și cu promisiunile bunăstării. Acesta a fost începutul, să zicem, prima lucrare explicită politică. Acum am început acest ciclu și am în lucru o altă piesă care se numește A nu se lăsa la îndemâna copiilor, e vorba de tema jucăriilor periculoase din ziua de astăzi. Și continuă acest lucru, dar ele și-au rădăcina în, să zicem, în Apocalipsă, care este magistrală, ilustrată pe pereții Bisericii Voroneț, din Mănăstirea Voroneț. De acolo am preluat tronul lui Dumnezeu, acea incintă în care se află de multe ori sfinți, se află
Iisus Hristos stând pe tron, este incinta, să zicem, incinta de protecție, este spațiul promisiunii, care este valabil și astăzi. Pregătesc o expoziție în luna noiembrie la Muzeul de Altă din Craiova, o expoziție ce se va numi Epocalipsa. E vorba de această epocă despiritualizată, o epocă plină de pericole, care nu mai are o regulă, care nu mai are o ordine și nu mai are niciun reper. Această expoziție ilustrează cel mai bine preocupările mele între sacru și elementul social. Sunt suprapuse unele peste altele, se creează la un moment dat confuzii între ele două, apoi se limpezește această temă. Fiecare sală este o narație, o povestire, lucrările sunt ca și actorii pe care îi pui să joace în anumite piese de teatru sau film. Și ce puteți să-mi spuneți despre arhetipul voievodal? Pentru că este foarte important, este al treilea element al expoziției dumneavoastră din 2015. Practic, faceți o referire directă la voievozii noștri, în special către Brâncoveanu și stilul brâncovenesc care avea să influențeze creația de după moartea marelui martir. Voievodul, în viziunea mea, este singura verticală ce poate deveni un punct de reper. Deci voievodul este acea persoana la care ne raportăm, care se identifică de multe ori cu chipul lui Hristos sau cu atitudinea lui Iisus Hristos și spre care se uită poporul sau cel care vrea să-și găsească un punct de reper. Acești voievozi îi prezint înveșmântați în cruci, au veșminte din cruci, din un arabesc de cruci, care sublinează și apartenența lor la religie. Toți voievozii români sunt voievozi creștini, cu mici excepții. Toți voievozii români sunt morali, iarăși cu mici excepții. Și acesta este, cred, lucru care ne lipsește și pe care eu îl aduc în atenție. Totdeauna verticale se referă la acest simbol care ne este necesar. Fără repere nu poți să-ți controlezi mișcările, nu poți să-ți controlezi faptele. Pentru că o faptă bună se realizează prin autocontrol, pe când o faptă rea se realizează prin lipsa de control. Dacă n-ai reper, ai lipsă de control. Cam asta se întâmplă în ziua de azi și, din punct de vedere artistic, este foarte interesant. Aș vrea să vă adresez o întrebare cumva neconvențională. Poate de multe ori ați fost catalogat pe nedrept a fi un mistic. Nu cred că vă deranjează nici măcar această înăturare. Este un compliment. Da. Tocmai asta voiam să vă întreb. Dincolo de ce sunteți noastră, rămân lucrările care vorbesc despre bunele intenții pe care le-ați avut atunci când le-ați conceput și materializat. Totuși se poate vorbi despre o deschidere a dumneavoastră și în alte arte. Mă refer aici la colaborarea pe care ați avut-o cu Ovidiu Lipan Țăndărică, adică lucrul acesta vine cumva să confirme faptul că sunteți un artist în mișcare și în dezvoltare și cu o deschidere totală vis-a-vis de spațiul ăsta, mă rog, să zicem, blamat și condamnat, spațiu mioritic, așa cum e pusă sintagma chiar de Lucian Blaga. Ce s-a întâmplat atunci? Ați avut o frumoasă colaborare cu un mare artist din zona muzicală, vorbind de Ovidiu Lipan Țăndărică. Da, vedeți, stilul în care lucrez, eu l-am numit romantismul mistic, pentru că însă și arta este de proveniență mistică, prin simplu fapt că este inspirată. Inspirația o ai dintr-o zonă spirituală, dintr-o zonă transcendentală, greu de explicat și de controlat. Pe această direcție a început și colaborarea cu Țăndărică. A fost un proiect propus de Cătălin Guguianu la Paris, un proiect ce s-a numit Eșalier Pârleazu. Adică acea scăriță în trei trepte care desparte două proprietăți, două culturi, două popoare și așa mai departe. Desparte și leagă în același timp. Expoziția avea loc la Cloître de Bie, o fostă mănăstire aproape de Bobur, în cartierul Mare, aproape de centrul Georges Pompidou.
Și Cătălin Guguian avea nevoie în acest proiect de un obiect în mijlocul acestui spațiu. Era o curte interioară, parțial acoperită, parțial descoperită. Și chiar în mijlocul acestei curs, de formă pătrată, trebuia un obiect. Un obiect sonor la care să performeze și țăndărică. Am conceput atunci un cub pe pereții căruia am pus elemente din lemn, un fel de toace, de inspirație aproximativ antropomorfă. La un moment dat apar siluetele Adam și Eva, tot felul de elemente de-astea care se puteau realiza din lemn, dar care să nu strice nici ideea de toacă. Nu puteai să faci elemente subțiri pentru că s-ar fi spart la loviturile lui țăndărică. Și acest performance a avut succes. Într-adevăr, am persoane care au fost la vernisaj, persoanele care au intrat după aceea în expoziție, au fost foarte încântate de acel obiect inedit, care avea și o funcție estetică și o funcție sonoră. Efectiv, țăndărică intra în interiorul acestui cub, deci ocupa un spațiu interior și din interior lucra la aceste elemente. Vizual era foarte interesant, iar din punct de vedere sonor, țăndărică este întotdeauna fără comentarii, adică în momentul în care începe să bată în tobe, în toace, în orice, creează sonorități absolut extraordinare. O compatibilitate extraordinară între lucrările dumneavoastră și muzica lui, care într-adevăr merge către zona divinului de foarte multe ori. Lucrul ăsta, de fapt, l-am subliniat de multe ori, anume că foarte mulți din colegi spuneau că stilul meu de lucru ar fi varianta Phoenix în arta plastică. Da, foarte frumos. Ori aici ne-am întâlnit foarte bine, pentru că generația mea a crescut cu Phoenix și a fost influențată spiritual de spiritualitatea Phoenix. Putem vorbi de o cultură Phoenix. E o temă care cred că ar fi interesant de pus în discuție, pentru că această cultură Phoenix se referă la o atitudine pe care această formație rock a creat-o în rândul tinerilor din acea vreme și care i-a disciplinat, să spunem, până la vârsta de 60 de ani pe care o am acum. Deci noi trăim sub aceeași influență, sub aceeași atitudine. Pentru că întotdeauna cultura nu creează citate, ci atitudini. Un anumit tip de comportament, un anumit mod de a gândi, de a cântări lucrurile. În acest sens era periculos Phoenix. De aceea cumva au fost lăsați să plece din țară sau chiar au fost obligați, încurajați să plece din țară, pentru că avea o influență prea mare asupra tinerilor din acea zonă și exista riscul să scape de sub control. Chiar în urmă cu 40 de ani se întâmpla acest lucru, da. În 1977. Iată, o serie de coincidențe faste, zic eu. Povestea dumneavoastră și interviul nostru are loc chiar în contextul a 55 de ani de Phoenix. Ei sărbătoresc chiar zilele acestea 55 de ani de carieră. Haideți să încheiem cumva rotund, pentru că am plecat de la ideea de Festival George Enescu, ateliere deschise. Spuneți-mi punctual, deja a fost un prim weekend în care ele și-au deschis larg porțile pentru vizitatori. Au venit în acest weekend oameni? I-ați simțit că vibrează în raport cu creația dumneavoastră? Care ar fi pulsul așa după primul weekend? Păi, aceste ateliere deschise au început anul trecut sau acum 2 ani la o scară mai largă. Și publicul este din ce în ce mai numeros. Noi oferim această posibilitate unică de a fi vizitate atelierele pe modelul Brâncuș. Și aici trebuie să înțelegem că este un stil absolut autohton, anume că Brâncuș a fost primul artist care a ajuns la concluzia că lucrările stau mai bine în atelier și că acest conglomerat de lucrări trebuie prezentat publicului. În expoziții scoți un fragment din atelier, 2-3 piese care, bineînțeles, sunt puse în evidență mult mai bine acolo, dar în atelier se stabilesc relații inedite între lucrări. Intri cu adevărat în spațiul artistului, în lumea artistului și poți face
o legătură vizuală între lucrări din diverse perioade, lucru care în expoziție nu se întâmplă. Mai mult, actul artistic este un act estetic. Este foarte interesant să vezi cum artistul își concepe opera. E foarte interesant să vezi o piesă în lucru, fie modelat, fie modelaj, fie sculptură în piatră sau lemn. Fiecare artist are tehnica lui personală și lucrul acesta este un spectacol. De aceea, cei care au venit au fost absolut încântați, mai ales familii. Anul ăsta am remarcat multe familii cu copii. Chiar două familii veniseră de la Ploiești special pentru a vedea aceste ateliere. Se întâmplă ateliere. Lucruri bune și în România totuși. Exact, tinerii e un început. Încep să umble și să caute acest tip de creație și nu este puțin lucru să vină și cu copiii care, deși mici, încep să înțeleagă de la vârste fragede ce înseamnă până la urmă o artă vizuală, ce înseamnă arta plastică exact, în genere. Exact, și vă dați seama că de fapt copiii sunt fascinați de acest spațiu în care intră și vede lemne de 3-4 ori mai mari decât înălțimea lor, sunt impresionați de dimensiune, sunt impresionați de ineditul spațiului și al obiectelor. Pentru ei este o experiență unică pe care sigur o vor ține minte toată viața. Așadar, atelierele rămân deschise până la finele lui septembrie. Oamenii încă pot, chiar și după vizionarea acestui reportaj, pot veni în fiecare weekend, nu? Pe durata zilei, bineînțeles. Sigur, da. Și pot vedea despre ce este vorba. Sigur. Și pot face o idee despre ce înseamnă cu adevărat viața de artist și creația unui artist. Sigur, în weekend așteptăm persoanele interesate. Suntem îmbrăcați frumos, civilizați, invităm la un pahar de apă sau un pahar de vin. În cursul săptămânii, sigur, sunt bineveniți toți vizitatorii, cu riscul că să fie un pic mai deranjat atelierul artistului, să fie în salopetă, murdar de gips, murdar de transpirat uneori. Dar, în orice situație, suntem bucuroși de oaspeți.